Șezătorile erau și au rămas întâlniri comunitare cu caracter lucrativ, dar și distractiv, lumea satelor îmbinând în mod plăcut lucrul cu distracția. Este locul în care se învață deprinderi practice, dar se derulează și numeroase obiceiuri. La fel a rămas și astăzi, povestește Maria Borzan. Șezătoarea este o adunare restrânsă sau mai amplă de fete, neveste, feciori și bărbați care îmbină în mod armonios, în mod plăcut, munca cu petrecerea. Dar rostul ei este foarte important pentru că șezătoarea te ajută să cunoști universul țăranului, să-i cunoști sufletul. Mai mult, la șezătoare, oamenii se adună, dea până amintiri, spun povești, legende, glume, snoave, cântă, joacă, dar și discută de problemele comunității, ce s-a întâmplat în comunitate și chiar emit judecăți dacă s-a făcut bine și caută soluții de îndreptare. Întreaga comunitate este implicată într-o șezătoare și pentru fiecare categorie de vârstă, aceasta are o altă importanță și semnificație. Pentru feciori, șezătoarea era, acum mai puțin, era un prilej deosebit de a face cunoștință și de a lega prietenii. Aici, în șezătoare, feciorii își alegeau viitoarele mirese, nu numai după frumusețe, ci și cum... După vernicie. Da, cum se îndemnau la lucru și cât erau de pricepute. Iar fetele se străduiau să fie mult mai frumoase când veneau la șezătoare și să-și arate această îndemânare în munca din șezătoare, la tors, la depănat, la cusutul iilor și chiar la țesut, pe de o parte, iar pe de altă parte, în șezătoare, fetele povesteau ele între ele și petreceau împreună cu feciorii. Șezătorile aveau loc în seriile zilelor lucrătoare, locul de desfășurare fiind anunțat din timp. Nu se organiza oricând și oricum. Deci aveau o anumită perioadă. Așa, existau perioade clare când se făceau șezători, era vremea șezătorilor și nu oriunde. Existau zile în care nu se țineau șezători. Marțea nu pentru că vine marțolea. Vinerea nu pentru că nu se toarce. Sâmbăta era ziua sortită curățeniei în gospodărie. Rămâneau doar zilele de luni, miercuri și joi pentru șezătoare, iar duminica era ziua de joc. Casa la care se făcea șezătoarea, casa gazdei, trebuia să fie mare. Dacă se poate, da, cu mai multe camere, să aibă loc oamenii care vin în șezătoare. Și nu era bine, chiar nu era voie, să fie la acea casă copii mici și oameni prea bătrâni și bolnavi, ca să nu-i încurce. Din punct de vedere cultural și etnofolcloric, șezătorile sunt cele mai bune metode de păstrare și transmitere a tradițiilor. Aici se rosteau ghicitori, zicale, proverbe, se cânta sau se rosteau balade, nestemate folclorice, ce s-au păstrat până în zilele noastre, transmise ușor pe această cale. Șezătoarea a avut un rol extraordinar de important în cunoașterea și transmiterea creației folclorice. Repertoriul cântecelor din șezători era foarte bogat și variat. Și variat, da. Da. Tu știi că cântecele sunt extraordinar de frumoase toate, dar tematica lor este diferită. Da. De la cântecul, de la doină și cântec bătrânesc, la romanță, la bocet, la cântecul de dragoste sau la colinzi în cadrul șezătorilor de iarnă. Și tot la șezători, oamenii se bucurau de muzică, de dansuri și mâncăruri tradiționale. Băutura era și ea la loc de cinste, iar rolul ei era de a dezlega limbi, de a ajuta pe participanți să se integreze mai ușor în atmosferă.